Vreau ce am văzut Turning Red, de azi vorbim despre acest film. Fac și clipuri despre filme aici pe canal, deci bineînțeles că puteți pulveriza butonul de like și de subscribe, dați și clopoțelul, cred că veți avea ce să vedeți pe aici. Comentariul zilei vine la concertul Alexander Constantin, care zice mic, 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 frumos emoji și bineînțeles frumos membership la doar 1,99. Imagine that, bro, ce ofertă. Turning Red a apărut în acest an, filmul fiind despre Melin May Lee, o fată de 13 ani din Canada, care alături de mama sa trebuia să aibă grijă de un templu. Alături de prietenele sale, Miriam, Priya și Abby, ea face față provocărilor din liceu, fiind chiar una dintre cele mai bune eleve din școală. Mama fetei era foarte strictă însă, iar în momentul în care ea își dă seama că aceasta are un crush pe un băiat din cartier, o umilește în public. Acest lucru face pe May să aibă un coșmar, iar a doua zi coșmarul acesta devine realitate, protagonista transformându-se într-un panda roșu și mare. Ea își dă seama că se transformă în acest urs panda, doar în momentul în care trece prin niște emoții foarte intense. May află că în familia ei, acești panda roșii sunt destul de importanți și fiecare membru feminin al familiei, practic, trebuie să treacă prin această transformare. May își mai dă seama că se poate folosi de popularitatea pe care i-a oferit-o acest panda roșu pentru a strânge bani astfel încât să ajungă la concertul celor din Fortown, o trupă care trebuia să aibă un concert în noaptea când May trebuia să renunțe la ursul panda care se afla în interiorul ei. Da, trebuia să facă un fel de ritual. Relația dintre May și mama sa ajunge să se strice foarte mult. Mama protagonistei transformându-se și ea la rândul său într-un urs panda imens care distruge stadionul unde trebuia să aibă loc concertul respectiv. La final vedem însă cum relația dintre May și mama sa se îmbunătățește. După ce l-am văzut, nu știu ce să zic, adică față de alte filme Pixar cu care am crescut de-a lungul timpului, parcă nu-l pot compara acest film. În general, personajele Pixar ajung să fie adevărate simboluri, așa de-a lungul timpului, dar acest film, nu știu, e, cred că cel mai bun cuvânt ar fi nememorabil. Cred și puțin cringe chiar în unele situații. În afară de pandaul roșu, care chiar să zicem că e lovable, și poate și perspectiva fetei de 13 ani care crește și a părinților care nu-și dau seama de acest lucru, să zice că ar merge, dar all in all așa, I don't know, pentru mine e unul dintre filmele Pixar mai slabe, așa. I-a dat un 7 din 10, așa, Pixar are și filme mult mai bune, dar acesta chiar nu a fost pe placul meu. Un film care mi-a plăcut mai mult însă a fost Sonic. Ia bagă un tip aici, drag abonatule, ca să vezi despre ce e vorba în acest film.